Este luna în care seniorii țării vor primi, odată cu pensia, a doua tranșă din ajutorul guvernamental. Suma este cuprinsă între 300 și 500 de lei și diferă în funcție de venitul fiecăruia. Beneficiarii se bucură, dar spun că totul este doar o picătură într-un ocean. Cheltuielile lor sunt mult mai mari, iar acești bani ar fi fost bineveniți lunar. Despre o majorare a pensiei nu se știe mai nimic, doar că ar trebui să intre în vigoare, începând cu data de 1 ianuarie 2024. Luna aceasta, seniorii României cu venituri de până la 3.000 de lei vor primi a doua tranșă dintr-un ajutor guvernamental. Prima tranșă a fost la început de an, dar banii s-au risipit rapid. Cei cu pensie de până la 1.500 de lei vor primi 500 de lei, cei cu venituri cuprinse între 1.500 de lei și 2.000 de lei, 400 de lei. Iar ultimii care vor primi ajutor, în valoare de 300 de lei, vor fi cei cu pensie cuprinse între 2.000 și 3.000 de lei. 4 milioane de bătrâni vor primi bani în plus la pensie sub formă de etichete tipărite. Domnul Constantin Stan a lucrat o viață întreagă și după multe lupte în instanță a primit o pensie de aproape 3.000 de lei. El va primi un ajutor de 300 de lei, dar nu va simți mai nimic în buzunar. Cheltuielile lunare au crescut cu mult. Eu dau 500 de lei numai pe medicamente pe fiecare lună. Epiperator și gaze și electric și gunoi și apă. Pe apă a ajuns de la 100 de lei care o plăteai, a ajuns să plătesc 400 și ceva. Gunoi tot la fel. A scumpit de la 35 de lei, a ajuns la 75 de lei. Și nu este singurul nemulțumit. Și domnul Ioniță spune că ajutorul e bun, dar insuficient. Sub 3.000 de lei. Da. Am 2.600 de lei. Da. Medicamente și întrețineri destul de mari. Cât dați pe medicamente pentru o lună? Deci pe medicamente în jur de 3 milioane. Da. Întreținerea? Da. Întreținerea 2 milioane și ceva, 3. Da. Perioada de vară. Cât despre ajutorul de 300 de lei? Nu e enorm. E chiar submediocru. Cei care vor să se descurce mai bine fac economie. Acesta este și cazul domnului Traian. Întreținere cu economiile de rigoare. Am 200 de lei, două persoane. Electricitate tot așa 150. Coșul lunar merge la 500, dacă nu mai mult. În rest, mai trebuie să-l ajut și pe băiat. Să duce cam 4.000, da, la amândoi. Așa se face că mai mult de jumătate din banii pensionarilor din România merg pe medicamente, întreținere și utilități. După plata tuturor facturilor, seniorii rămân doar cu banii de mâncare pe luna în curs. Sau nici măcar cu atât. Dacă guvernul vrea într-adevăr să lupte cu binele pensionarilor, binele celor cu venituri mici și foarte mici, ar trebui să înțeleagă faptul că inflația este principalul inamic sau principala cauză a sărăciei astăzi în România și să facă realmente niște pași în direcția respectivă. Inflația în România este în continuare mai mare de 9%. Asta înseamnă că bunurile continuă să se scumpească, dar nu la fel de repede ca anul trecut, când inflația era de peste 10%. În aceste condiții, cu aceiași bani în buzunar, românii continuă să piardă la cântar din bunurile pe care și le permit. Dacă problema inflației nu este rezolvată, situația se va înrăutăți. Nu vom face decât să-i menținem pe acești oameni dependenți de tătuc, dependenți în continuare de aceste pomeni populiste și electorale, care, într-un final, nu vor mai ajunge pentru mare lucru. Anul acesta ar trebui să fie decisă o nouă majorare, cât și o nouă lege a pensiilor. Eu îmi doresc foarte mult să intre în vigoare de la 1 ianuarie, dacă nu, Doamne ferește. Aveți simulări câte pensii ar urma să crească? Urmează să le prezentăm. Cum pensiile lor au scăzut în termeni reali ca urmare a creșterii prețurilor, ajutoarele acestea, bineînțeles cu criză electoral, vor fi ca o picătură într-o mare de problemă. Adevărata miză reprezintă indexarea pensiilor care de la 1 ianuarie ar trebui, conform legii în vigoare, să le aducă un plus de 16% la pensii. La data de 1 ianuarie 2023, pensiile au fost majorate cu 12,5%.